Cateheza a treia, despre voință, lepădare de sine și smerenie. Frați și părinți, adevăratul lucrător al pocăinței trebuie să se asemene cu racul, care atunci când este silit își schimbă drumul în direcția opusă și astfel se salvează. Aceasta o spun având în vedere credința părinților noștri, care ne încurajează să nu ne retragem de pe linia frontului și a luptei, ci doar să schimbăm modul luptei. Chiar dacă toți oamenii suntem la fel cât privește chipul și firea, nu avem toți aceeași gândire și aceeași putere. Apoi, suntem urmăriți ca de un vecin rău de flagelul schimbărilor în rău, care din pricina coruptibilității pe care am dobândit-o în urma căderii, lucrează împotriva noastră fără încetare. Astfel, asupra noastră acționează diferiți factori perturbatori. Noi însă, fără a ne descuraja, trebuie să schimbăm modul poziționării și al purtării noastre în luptă. Temeria întregului comportament și al mișcărilor noastre pornește de la voință, despre care vom vorbi mai detaliat cu ajutorul Domnului, care dă cele de folos celui ce se roagă și îi învață pe oameni cunoștința. Să fim cu luarea minte la cele ale voinței, ale opiniei și ale judecății. Și de vreme ce am ales, sau mai degrabă, Domnul ne-a prehotărât la lepădare și înstrăinare de lume, pentru ce acum punem înainte opiniile, dorințele și judecățile noastre? Cum ne vom învrednici de luminare și de eliberarea de omul cel vechi? Cum vom deveni curați cu inima? Care este ținta și destinația noastră, diploma reușitei noastre duhovnicești? Cum ne vom asemăna modelului nostru, lui Hristos, care este smerit cu inima, când suntem stăpâniți de independența viețuirii de sine și de voia proprie? Acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Unde este așadar centrul preocupării noastre, dulcele nostru Iisus? Nu este oare în supunerea și în ascultarea de Tatălui, cu atât mai mult cu cât Hristos nu este biruit de slava părintească? Domnul nostru ne descoperă că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis, ca să săvârșesc lucrarea Lui. Iar noi, prin fericită ascultare și supunere față de voia dumnezeiască, care pentru noi este tradiția părinților, desăvârșind drumul nostru în această lume, potrivit predaniei, împlinim asemenea Lui Hristos lucrarea Tatălui și devenim părtași ai dumnezeieștilor păgăduințe, de care fericita noastră nădejde ne științează că vom fi făcuți părtași. Și poate că uneori în drumul anevoios pe care mergem întâlnim o stabilă, sau poate că în lupta noastră suntem vătămați. Nu trebuie să ne pierdem curajul, nici să credem că am fost dobărâți. Obstacolul sau rana nu sunt eșecuri sau pricini de a ne întoarce înapoi, ci sunt întâmplări ce survin în urma presiunii viclenilor, neșovăitorilor și neobosiților vrăjmași sau a lipsei noastre de experiență. Nu ne-am obișnuit încă, după cum spune David, degetele la război și brațele la luptă. Ne aflăm ca niște lipsiți de experiență pe calea devenirii noastre. Cât vă mai fi îngăduiți însă de dumnezeiasca mila Domnului, care ne-a atras fără greșeală la această răsplată a chemării de sus? Oare nu ne mișcă strădaniile oamenilor din lume? Aceștia se luptă neîncetat pentru puțină mâncare sau pentru satisfacția părută a simților sau pentru bunuri pe care atacul organizat al răului le face să dispară. În cazul nostru însă nu se întâmplă același lucru, întrucât nu așteptăm nici plată sau recompensă aici. De aceea, cele pentru care am ostenit nu ne pot fi prădate și răpite. Aceasta pentru că lupta și războiul nostru nu este pentru materie sau pentru izbânzi lumești, ori pentru lucruri de preț, pentru care se frământă și moare lumea. Lupta și războiul nostru au drept scop izbăvirea de patimi și dobândirea virtuților. Scopul vieții noastre este redobândirea condiției de după chip și după asemănare, adică a autenticei și realei noastre personalități. Având hrană și acoperământ în cadrul mănăstirilor noastre, nu ne interesează lucrurile sau înțelesurile acestei lumi, întrucât cetatea noastră se află în ceruri, unde așteptăm și Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a preschimbat trupul smereniei noastre. Așadar să ne gândim la cele de sus, iar nu la cele de pe pământ, și astfel ne vom putea debarasa foarte ușor de mulțimea de pricini și prilejuri de cădere venite din partea lumii, dar și de capcanele celui viclean. Dacă nu ne vom întoarce mintea către cele trecute, ca urmare a neatenției noastre, nici vrășmașul diavol, nici patimile nu pot înălti împotriva noastră, iar apăsarea sufletească care apare uneori este dovada și semnul creșterii noastre duhovnicești, a faptului că ne-am împlinit omenește mărturisirea. Căci altfel, cum vom putea spune împreună cu mult încercatul David, acestea toate au venit asupra noastră și nu te-am uitat.
Socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Pentru cuvintele guritale, eu am păzit că e aspre. Ținta noastră nu este alta decât dezbrăcarea de omul cel vechi, care este legea stricăciunii, și îmbrăcarea în omul cel nou, cel după Hristos, în omul neprihănirii și al nepătimirii. De altfel, când luăm schima monahală, nu mărturisim oare înaintea oamenilor și a îngerilor această făgăduință, schimbându-ne și numele și îmbrăcămintea, fiecare dintre hainele noastre închipuind viața noastră cea nouă în Hristos. Preacuviosul nostru stareț ne obliga să medităm din când în când la făgăduințele schime monahale pentru a se reînnoi în noi râvna de a duce lupta ce ne stă înainte. Nu vă împuțina sufletește atunci când vă provocăm continuu la luptă, la încercare și strădanie. Dacă pentru pâinea cea de toate zilele și pentru supraviețuirea noastră este necesară o luptă atât de susținută, nu va trebui oare să ne luptăm și pentru primirea dumnezeieștilor făgăduințe, astfel încât să devenim împreună cetățeni cu sfinții casnici ale Dumnezeu. Și întrucât scopul principal al vieții noastre monahale este lepădarea de sine, să nu fim uimiți când suntem necăjiți de obiceiuri vechi pe care, prin harul lui Hristos, le-am părăsit. Chiar dacă ni se pare lipsit de sens sau straniu faptul că acestea persistă, chiar dacă nu le dorim, în esență sunt binefăcătoare, pentru că ne silesc să arătăm cine suntem și ce preferăm cu adevărat. Aceste obișnuințe ne pun înainte pricini de legiuită nevoință duhovnicească și de răsplată cuvenită, căci cum altfel vom auzi la vremea potrivită cuvântul «Bine, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău!» Așa cum există patim generale în același mod, sau poate într-o măsură mai mare, există virtuți și binefaceri care ne conduc spre propășire mai ușor și mai eficient. În lupta pe care o duc oamenii iscusiți își dovedesc înțelepciunea prin virtuți, așa cum în lumea stricăciunii și a înșelării precumpănesc iubirea de sine, egoismul și lăcomia, tot astfel și în lumea vieții și adevărului există smerenie, jertfă de sine și iubire prin harul lui Hristos ce se găsește în aceste virtuți. Smerenia nu este numai o atot virtute care zădărnicește puterea oricărei răutăți. Ea conține și un element foarte important pe care se impune a dobândi. Smerenia este însușirea Creatorului, Mântuitorului și Tatălui nostru. Toți cei care îi aparținem suntem datori să purtăm această însușire a Tatălui nostru. Învățați, zice, de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima. De altfel, ce altceva ne va izbăvi de furia diavolului? Atunci când domnește în noi cugetul cel smerit și doar acesta, atunci și smintelile vrăjmașului sunt nimicite și voința dumnezeiască este împlinită fără cârtire, iar atmosfera zilnică o bine rânduiește făcând posibilă înaintarea duhovnicească. Câtă vreme am ales înstrăinarea și lepădarea de lume, folosim orice mijloc necesar reușitei. Duhul lipsei de îndrăzneală, înțelepciunea cea nearătată, viața și țelul ei de ocară, setea după simplitate și, în general, iubirea de nevoință în toate. Monahul adevărat se luptă să se găsească întotdeauna înzestrat cu aceste însușiri practice și teoretice. Acolo unde harul le întâlnește, se odihnește în om și îl preschimbă spre sfințenie, care este de altfel scopul fericitei noastre lepădări. Unde poate fi găsită în acest cadru cârtirea, vorbirea împotrivă, voința proprie, iubirea de sine sau blestematul de ce, care pe toate le pustiește? Așadar, părinți și frați, întrucât ne aflăm în stadionul luptei duhovnicești, trebuie să ne silim mintea și inima spre lucrările și însușirile smereniei, care provoacă și aduc cu sine prezența și acțiunea harului, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Și deoarece de cugetul smerit este imposibil a se apropia vrăjmașul, puterile sufletești impun în mod nestingerit ordinea duhovnicească. Întreaga învățătură patristică susține că doar smerenia ca atot virtute le poate înlocui pe toate celelalte virtuți. Și iarăși, dacă aceasta lipsește, este imposibil să avem vreun folos în lupta noastră cea nevăzută. Amintirile greșelilor trecutului, caracterul nostru slab și prilejurile prețioase care ne-au fost date din timp în timp de pronia dumnezeiască și pe care le-am nesocotit și, în general, toată nevrednicia noastră duc la dobândirea gândului cel smerit și se nimicește astfel stricăciunea cârtelii și a grăirii împotrivă. Pe de altă parte, pomenirea eroilor credinței noastre, la căror viața tot virtuoasă luăm aminte atunci când ne este istorisită,
înmoaie foarte mult împietrirea noastră sufletească, mai mult însă viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a pătimit fără împotrivire din pricina obrăzniciei și a răzvrătirii celor cărora le-a făcut bine, ne stă ca pildă în special în timpul zbuciumului și al luptei noastre. Să ținem ca primă grijă gândul și fapta cea smerită, iar Domnul nostru, ca învățător al acestei virtuți de căpătâi, ne va dărui biruință în lupta noastră, pentru că ne vom face următori ai exemplului său.